Ești rafinată, artistică și poetică. Ești atrasă de eleganță și frumusețe, iubești tot ceea ce este plăcut și armonios. Sociabilă prin natură, te manifesti în modul cel mai bun dacă viața merge fără probleme, fără stres și neînțelegeri. Sinceră, idealistă, visezi la o lume pașnică în care oamenii sunt egali, iar demnitatea umană este respectată. Deoarece ai așteptări mari, este posibil să te descurajezi dacă totul merge altfel decât cum dorești. Principalul rol în viața ta este jucată de o dorință irezistibilă de frumusețe. Poți fi o femeie extrem de atractivă. Obișnuiești să te înconjori cu elemente rafinate care ți oferă o adevărată plăcere. Fără a observa tu însăți, emiți o energie extrem de pozitivă, forțând alte persoane să te atingă, dar, din păcate, nu poți profita din plin de acest lucru. Fiind comunicativă, trebuie să înveți să înțelegi și să-ți dezvolți abilitățile și perseverența dacă dorești să ai succes în carieră și să avansezi în propria ta dezvoltare. Semnul tău zodiacal aparține constelației peștilor. Peștii sunt direct legați de semnele elementului apă, care se disting prin următoarele calități: deschidere, viziune, dorință de confort și frumusețe, eleganță, rafinament, religiozitate. Două planete te guvernează, Jupiter îți asigură reîncărcare de energie, ajutându-te nu numai să mergi cu cărdul, ci și să alegi propriile direcții de viață. Neptun te înzestrează generos cu imaginație și chiar fantezie. Dezinteresul și percepția hiperactivă pot fi atât o binecuvântare, cât și o problemă pentru tine. Totul depinde de situația specifică. Ai o relație dificilă cu religia, te străduiești pentru credință, în timp ce te bazezi intuitiv pe karmă și soarta inexorabilă. Este necesar doar să te asiguri că imaginația bogată nu te conduce pe calea greșită a mirajelor, deoarece distorsiunile în percepția lumii îngreunează comunicarea, făcându-te excentrică. Găsindu-te sub egida lui Jupiter și a lui Neptun, tu diferi prin trăsături de caracter surprinzător de contradictorii, așa că ar trebui să fii atentă, sârguința în atingerea obiectivelor poate merge ușor în slăbiciunea mersului cu cărdul. Dezinteresul combinat cu o cantitate corectă de fatalism îți poate juca, de asemenea, diferite glume amuzante. De exemplu, poți căuta credința în Dumnezeu și în același timp să ai tendința să te încrezi în karma și soartă. Intuiția excelentă, umorul bogat, prietenia fermecătoare sunt combinate în tine cu o tendință de a te desprinde de realitate, pierdută într-o lume de fantezie și miraje. Prin urmare, trebuie să fii atentă la imersiune în pasiuni excesive. Planeta ta guvernatoare este Neptun. De la Neptun primești darul providenței, iertarea. Această planetă este patronul principal al medicilor. Planeta ta în exil este Mercur. Lui Mercur îi poți mulțumi pentru lipsa de critică, precum și de incapacitatea de a sparge fenomenul în componente. Universul te-a înzestrat cu un suflet subtil, un profund simț al unui adevărat artist și aristocrat. Influența astrelor asupra ta este de așa natură încât ești întotdeauna estetică, cunoscătoarea frumuseții și armoniei. În ciuda semnului zodiacal pești, ești destul de sociabilă și deschisă și nu există niciun preț pentru tine, dacă totul în viața ta este în regulă. Acorzi atenție idealismului, dorinței de dreptate și dorinței de a trăi într-o lume egală pentru toți, fără conflicte și încălcări ale drepturilor omului. Tu aștepți prea multe de la ceilalți și de la societate, nu primești ceea ce vrei, de aceea poți deveni adesea deprimată și poți încerca să scapi din lumea exterioară în vreun fel. Tu poți merge pașnic într-o anumită direcție, dar numai cu condiția ca tu să nu fii obstrucționată. Ești capabilă să vezi chiar și frumusețea colosală a oamenilor sau a fenomenelor, dar nu ești capabilă să păstrezi această imagine în memoria ta pentru o lungă perioadă de timp. Poate că acest lucru se datorează variabilității emoțiilor tale, care este, de obicei, caracteristică naturii romantice.
Dacă ești dintre cele care caută să-și creeze propriul sistem de idei despre lume, inclusiv idei despre bine și rău, ai tendința să înfrumusețezi realitatea, acordând o atenție specială obiectelor frumoase, adesea nu observi ce este de fapt în fața ta, deseori vezi doar ceea ce vrei să vezi. Cu toate acestea, o astfel de abordare selectivă a realităților înconjurătoare consolidează semnificativ forțele tale interne. Astfel, asemeniului narcis, este posibil ca tu să te îndrăgostești de propria imagine reflectată. Ești gata să îți dedici viața și, dacă este necesar, să te sacrifici ideilor tale. Ești capabilă să inspiri pe alții, să-i faci să te admire. Un astfel de fenomen poate fi numit irațional, dar satisface nevoile interne și îngreunează anxietatea ta. Pentru tine, toate formele de percepție sensibilă, sunete, culori, mirosuri și gusturi, sunt combinate într-un buchet care ridică sufletul și uneori te absoarbe. Tu poți deveni sclava dorințelor și atractivității tale, dar sensibilitatea nu este suficientă pentru a admira și a aprecia frumusețea. Tu trebuie să faci mult mai mult, să idealizezi obiectul adorării tale și, odată ce ai făcut acest lucru, să-ți împărtășești viața cu o astfel de persoană și cel mai bine este să devii una cu ea. Din păcate, dezamăgirile și depresiile devin adesea sfârșitul dureros al acestei perioade entuziaste. Pentru tine, învățarea de a fi obiectivă în relația cu atractivitatea și atracția ta este cheia pentru menținerea controlului asupra vieții și pentru îndeplinirea misiunii tale în această lume. Nu ești similară cu alții nativi din pește având astfel de calități, o astfel de doamnă este artistică, simpatică, delicată, atrage bărbații cu vulnerabilitatea și lipsa ta de apărare. Feminitatea și slăbiciunea ta reprezintă principala ta grevă, creând o atmosferă de mister în jurul tău. Dispoziția ta nu este ușor de realizat și acesta este motivul pentru care uneori această dispoziție face să nu controleze emoțiile. Cele mai puternice caracteristicile tale sunt feminitatea și abilitatea de a dispune în mod corespunzător de caracteristicile semnului, respectiv fragilitatea și moliciunea. Cum afectează data de 6 martie soarta ta? Simți o atracție constantă pentru frumusețe în toate manifestările sale. Carisma ta născută îți permite să fascinezi oamenii din prima secundă. O asemenea abilitate ajută la construirea unei cariere personale și profesionale. Dar, merită observat că, pe lângă frumusețe, ai un caracter puternic, o mare inteligență și perseverență, pe care mulți le invidiază. Având o organizare mentală foarte sofisticată, obișnuiești să te înconjori cu obiecte minunate care nu numai că încântă ochiul, ci servesc și ca un fel de inspirație. Ești o persoană foarte pozitivă și ușor de comunicat care radiază energia bună și pozitivă. De aceea, mulți aspiră la compania ta. Împrejurimile se îmbină în razele zâmbetului tău dulce. Tu nici măcar nu știi ce cadou ai de la ursitoare. Dacă va fi să înțelegi unicitatea abilităților tale, o vei folosi pe deplin pentru binele tău. Cu toate acestea, tu trebuie să dezvolți abilitățile născute, ceea ce te va ajuta nu numai să obții o poziție de invidiat în societate, ci și să construiești o carieră de succes. În plus, pentru a rămâne interesantă pentru interlocutor, trebuie să te angajezi în dezvoltarea de sine. În ciuda aspectului tău bun și a prieteniei, poți fi destul de agresivă. Acest lucru se întâmplă în acele cazuri, când cineva te împiedică să-ți atingi obiectivul sau pur și simplu îți taie calea. Ai o natură foarte romantică. Te caracterizezi prin schimbabilitatea caracterului, închinarea către frumos. Ești capabilă să idealizezi lumea, uneori judecățile tale sunt naive și tu însăți ai tendința să cazi în infantilism. De asemenea, îți place să înfrumusețezi lumea, dorind să nu fie atât de aspră și de gri. Foarte des, concentrându-te pe lucruri frumoase, nu observi ce se află în jurul sau în fața obiectului adorării tale. Pentru tine, aceasta este un fel de reacție defensivă, refuzul de a recunoaște plictisul vieții cotidiene, dar o astfel de viziune a lumii te ajută să fii puternică.
Având abilitatea de a simți subtil frumosul și fragilul acestei lumi, poți deveni estet. Ești gata să sacrifici totul pentru opiniile tale sau pentru lucruri extrem de costisitoare pentru tine. Natura ta subtilă inspiră pe alții, le dă putere. Tu poți deveni muza oamenilor creativi. În căutarea unui tovarăș, ești ghidată de un simț interior și, dacă găsești o persoană care îți întâlnește idealul înalt, o vei admira și o vei iubi infinit. Dar lumea este aranjată astfel încât, adesea, idealurile tale se prăbușesc sub presiunea realităților aspre ale vieții. Apoi vine o perioadă de frustrare, care poate fi transformată în depresie. Această stare te răstoarnă în această perioadă, după care nu mai poți privi cu aceeași adorație lucruri care au fost anterior atractive pentru tine. Ca astrolog, te sfătuiesc să te concentrezi mai mult pe rațional, să conectezi mintea, imaginația temperată și emoționalitatea excesivă. Dragoste și compatibilitate. Drăguță și sentimentală, într-adevăr apreciezi iubirea și dacă un bărbat nu este în jur, te simți singură și goală. Dacă relația se deteriorează, ți se pare dificil acceptarea finalizării acesteia. În schimb, te poți retrage în lumea bogată a imaginației, unde dragostea este garantată. Perspective bune pentru crearea unui respect reciproc într-o familie ai curac, scorpion și taur. Acești bărbați sunt cei mai compatibili cu tine, au aceleași opinii cu privire la viața de familie, priorități similare ale vieții. O căsătorie poate avea succes în alianță cu Fecioara, Balanța și Capricornul, unde șansele sunt de 50-50. În această uniune, imediat, trebuie să se distribuie responsabilitățile și obligațiile, să se accepte libertatea reciprocă. O căsătorie cu perspective proaste este văzută cu celelalte semne precum Berbecul, Gemenii și Leul. De exemplu, în aceste combinații de cupluri există foarte puține perspective pentru o căsnicie fericită, este puțin probabil să vă înțelegeți reciproc, deși totul este posibil, neștiind nici ascendentul tău și nici lista datoriilor karmice reciproce. Locuri de muncă și carieră. Elanul spre armonie și estetism este nucleul personalității tale. În același timp, tu însă-ți te scufunzi în această frumusețe cu care încerci să te înconjori cu totul și devii inexplicabil atrăgătoare pentru cei din jurul tău. Dar această proprietate, o manifestare a carismei tale, rareori o poți folosi cu adevărat, de exemplu, pentru a-ți construi cariera. Ar trebui să acorzi mai multă atenție studiului psihologiei, aptitudinilor oratorii, abilității de a te prezenta în public, de a gândi asupra propriei imagini, de a analiza ceea ce atrage pe alții. Și apoi îți va fi mai ușor să folosești farmecul tău nativ. Ești mai degrabă intenționată, dar ești imediat pierdută, întâmpinând dificultăți și probleme pe drum. Observând frumusețea și estetismul în orice detaliu de zi cu zi, rareori poți să-ți amintești și să porți această imagine cu tine. Ești prea schimbătoare, trăiești într-un moment de aspirații și dorințe romantice. Uneori, ești dependentă de gândirea prin lumea utopică, unde toată lumea va fi fericită și nu vor mai fi războaie, foame și suferință, poți construi chiar și un întreg sistem filozofic care va înflori cu siguranță starea actuală a afacerilor. Sănătate și boli. Dorești să trăiești printre frumuseți. Prin urmare, plimbări lungi în suburbii și odihnă regulată departe de orașele pline de viață îți vor aduce bucurie fără îndoială. Grădinaritul este un hobby minunat pentru tine, dacă, desigur, ai acces la straturi de flori sau grădină, deoarece prin îngrijirea plantelor vei efectua exercițiile necesare și, în plus, obții plăcerea estetică. Conceptul cheie care ar trebui să fie folosită de tine în abordarea problemelor tale de sănătate este frumusețea, atât de iubită de tine, cât și estetismul. Astrele îți recomandă să petreci cât mai mult timp în aer liber, în afara zgomotului citadin, acest lucru este bun pentru sănătate, respiri aer curat și este plăcut pentru ochi să contemple natura sălbatică în loc de jungla de piatră. Îngrijindu-ți propria sănătate,
Îți vei îmbunătăți aspectul, să-l aduci mai aproape de idealul tău estetic. Poți fi confuză în legătura cu dieta ta, deci consideri că alimentele prea grase sunt cele mai benefice. Eu nu cred. Soarta și norocul. Ai o natură determinată și ambițioasă, ești harnică, dependentă. Uneori, acesta este motivul pentru care te înconjori cu oameni falși care te pot trădea în orice moment. Trebuie să fii mai bună, înțelegătoare față de oameni și să înveți să distingi flatarea de adevăr. Poți obține bunăstarea materială și faima datorită perseverenței, efortului și folosirii corecte a talentelor. Tot ceea ce vei avea în viața ta va fi creată datorită eforturilor tale, cu greu merită să speri pentru ajutor din afară. Sfaturi pentru tine. Fiind o sursă de inspirație pentru cineva, tu dobândești adevărata fericire. În ceea ce privește viața ta personală, îți alegi tovarășii în conformitate cu un principiu similar, nu doar frumos și estetic în aparență, ci și acțiunile unei persoane. Dar cel mai des, astfel de relații se încheie cu dezamăgire și depresie crudă. Prin urmare, te sfătuiesc să încerci să fii mai obiectivă. Nu doar frumusețea are merite. Ai grijă să nu te lași sedusă prea ușor de aceasta. Descoperă-ți adevărata sursă de putere și folosește-o în mod constructiv. În privința evoluției personale, uneori trebuie să faci un pas înainte, oricât de dureroasă ar fi despărțirea. Ce cadouri ți se potrivesc? Alegerea unui cadou pentru tine este dificilă, deoarece reacția la el depinde de starea ta de spirit și este imposibil să o prezic, pentru că ce dispoziție vei avea, chiar tu însăți nu știi. Dar pentru tine trebuie să dea în primul rând hrană imaginației și să fie astfel încât, lăsându-te singură, să-l poți admira sau să te bucuri de el cât de mult îți dorește inima. Te încântă ceva pufos, care curge, delicat aromat. Vei accepta cu recunoștință profundă o lucrare de artă, dar mai întâi cel care îți face darul este bine să afle atașamentele tale pentru a nu lovi clopotul greșit. Tema ta principală este un mister, trebuie să fii onorată cu daruri în daruri. Darul, înfășurat în tonuri de violet iridiscent și liliac, cu hârtia atârnată aproape de podea, împreună cu orhidee delicate din fire de argint, vor fi primite de tine cu uimire și încântare. Pe cutie merită făcută o inscripție sentimentală în numele dăruirii, de preferință în versuri. Acest lucru va spori efectul exclusivității pentru tine. O seară romantică cu lumânări și muzică clasică, o excursie de 2-3 zile pe o coastă caldă, chiar și un coș de petale de trandafir pentru baie, acestea sunt cele mai binevenite cadouri pentru tine. Inteligentă prin natură, ești capabilă să apreciezi darul sub forma de bilete de teatru sau o filarmonică. Te încântă și obiecte confortabile, cum ar fi o pernă moale uriașă sub formă de jucărie și o cameră video profesională. Culoarea cadourilor poate fi diferită, dar este mai bine să fie albastru, turcoaz, violet, verde. Inel cu acvamarin sau turcoaz este un cadou minunat. Este clar că toate recomandările sunt mai degrabă condiționate. Noi înșine ar trebui să gândim ce dar este mai bine să prezentăm celor dragi, iar stelele doar ne vor ajuta. Acesta este un portret general pentru tine. Te vei descoperi cu adevărat într-o astrogramă natală în care vei afla predispozițiile pentru întreaga viață, așa cum ți le-au dăruit ursitoarele tale.